Salutare, bine v-am regăsit. Profit de seara asta de toamnă cu ceață să vorbesc despre topicul acesta pe care l-ați solicitat în comentarii. Fiind cu casca în ureche, am auzit un raport de la Waze care spunea: atenție, ceață densă în față cu vizibilitate sub 100 de metri, și repede am scos echipamentul să pot filma. Dacă l-auziți pe Răzvan, pe micuțul meu în spate, să știți că vă salută și vă mulțumește că mă urmăriți. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți atunci când întâlniți ceață este să reduceți viteza, veșnica poveste despre care eu vă tot vorbesc. În al doilea rând, ar trebui să păsați o distanță mai mare decât de obicei între voi și mașinile din contrasens. În al treilea rând, nu uitați să aprindeți becurile de ceață pe care le aveți, becuri care au forma aceasta. Am să le sting acum ca să le vedeți. Da, deci așa arată bordul meu, fără becurile de ceață. Acesta este pentru față și acesta este pentru spate, martorul, da? Bun. Dacă sfatul este să le porniți atunci când întâlniți ceață, la fel de important este să le și opriți odată ce ați ieșit din zona de ceață, pentru a nu orbi pe cei din contrasens și pe cei din spate. Pentru că stopurile de ceață în spate sunt foarte puternice și sunt extrem de neplăcute și de obositoare pentru ceilalți participanți la trafic. Și în ultimul rând, vreau să vă sfătuiesc să stați cât mai aproape de mijlocul drumului, atunci când chiar cu roata sau chiar să treacă pe sub voi, atunci când circulați prin pătura groasă de ceață. Pentru că, spuneam eu, de multe ori pe margine nu există marcaj pe drumurile noastre, din păcate, dar întotdeauna sau de 99% din cazuri pe mijlocul drumului încă există un marcaj. Și încă un sfat bonus pe care vi-l dau și chiar vă rog să țineți cont de el este să nu porniți faza lungă atunci când circulați pe ceață, pentru că nu veți avea vizibilitate absolut deloc. Voi încerca să fiu primul în coloană acum și să vă arăt ce înseamnă fază lungă pe ceață. După câte observați, cel dinaintea mea circulă tot cu faza scurtă. O să fac un video separat și despre depășire, știu că mi-ați cerut. Da, încerc să dau fază lungă, uitați cât de urât se vede, nu am absolut nicio vizibilitate și atunci rămân cu faza scurtă și cu luminile de ceață aprinse. Da? Reduceți viteza, păstrați distanța, porniți farul de ceață, opriți-le odată ce ați ieșit, circulați aproape de axul drumului și nu porniți lumina de drum, nu porniți faza lungă. Și când spun să circulăm aproape de axul drumului, nu înseamnă că ne vom urca pe cei din contrasens atunci când se apropie. Înseamnă pur și simplu că atunci când suntem singuri pe drum vom merge în această manieră, iar când vedem faruri din contrasens, ne retragem în banda noastră. Eu am fost Alex, sper că v-am ajutat. Până data viitoare, drumuri bune! Salutare!